Rămăsesem la acea dilemă în care la un moment dat preferai să fii singur atunci când consumai droguri. Și mă gândeam așa, oamenii care sunt dependenți de droguri așteaptă oarecum momentul în care își vor administra doza. Pentru mulți dintre ei e un moment de așa, așteptare, cumva nerăbdare combinată cu niște simptome fizice, uneori tremurături. Și mă gândeam dacă nu cumva nu vrei să împărtășești cu cineva starea aia, pur și simplu ca să fie mai plăcut momentul așteptării, preferai să o faci ulterior singur. Se poate, se poate, dar eu cred că prietenii mei de atunci, adică băieții ăștia ruși, aveam o viață cu ei, dar aveam o viață separată și o viață de acasă. La un moment dat, tot timpul trebuia să fiu sub influență ca să pot să mă, ca să pot să mă trezesc. Și viața mea cu prietenii mei de atunci, cât ocupa câteva ore și nu zilnic. Cred că cam aici este undeva răspunsul, dar pot să spun că, bineînțeles, aveam un ritual. Deci eu când am procurat doza, eu nu puteam să ajung acasă sau să ajung undeva. Eu imediat am căutat, de exemplu, un WC-ul public undeva, repede înăuntru și... Pentru că dorința era extrem de puternică. Absolut. Și atunci, odată la câteva ore, spuneai 4-5 ore, dura efectul? Da, deci cam așa. Deci o oră și un pic așa, efectul acela... Ce făceai atunci când nu aveai droguri? Nu le puteai procura? Bine, nu prea exista așa ceva, pentru că am reușit să procur eu, dar... Câteodată când vorbesc eu, de exemplu, cu publicul despre viața asta a consumatorului sau despre lumea drogurilor, dacă vorbesc, eu tot și ajung la momentul acesta, câteodată spun că mi-a durut și părul. Deci absolut peste tot. Deci, și asta era o durere fizică. Deci oasele, peste tot, încheieturile. În momentele de sevraj, adică atunci când nu erai intoxicat. Iar după aceea, momentele psihice, care dureau până am putut să procur următoarea doză. Ce simțeai din punct de vedere psihic între două doze, după ce, sigur, trecea efectul? Ai stat vreodată cu foamea în tine ore în șir? Am avut de câteva ori experiența asta, da. Înmulțește cu vreo 1000. Asta înseamnă că erai și iritat, erai nervos. Atunci eram cel mai agresiv. Agresiv fizic? Fizic nu de prea multe ori, dar agresiv psihic așa. Deci aveam în mine, puteam să fac chiar orice ca să procur droza. Și asta înseamnă că atunci când erai în faza asta, vorbeai urât cu cei din jur? Da, absolut, absolut. Atunci dacă spunea ceva, deci oricine dacă îmi spunea ceva, reacționam agresiv. Deci nu se, deci de vorbit cu mine atunci, no chance. Asta a dus la pierderea unor relații pentru tine? Oamenii s-au supărat? Toți prietenii. Adică am rămas singur la un moment dat. Deci familia a rămas lângă mine aproape până la ultimul moment. Dar prietenii, prietena, absolut toți au... Nu pot să spun că m-au părăsit, că nu știu, asta e un cuvânt așa, m-au evitat. Și spuneai în prima emisiune la care ai participat,
debutul acestei emisiuni, că uneori aveai momente în care chiar loveai oameni. Da, sigur. Sigur că când... Îți părea rău după aia? Nu. N-aveam nicio remușcare. Absolut deloc remușcări. Sau de... Bine, când am început să simt ceva, o doză și gata. Remușcări sau de astea. Bine, au început să apare, dar o doză și gata. N-aveam nicio problemă. Când cineva, de exemplu, un prieten a ținut oglinda, poc, asta era. Cum făceai rost de substanțe? Adică mă gândesc că totuși nu era foarte accesibil să procuri în fiecare zi, la interval de câteva ore, dozele de care, fără de care spuneai că nu poți trăi. Aveai o relație cu anumiți oameni care îți vindeau? Da, deci aveam și relații, dar la un moment dat, că ți-am zis că... Deci asta era un mix de medicamente care se procura în farmacii. Bine, acum, bine că nu mai există așa ceva. Și ce făceam? Falsificam rețete, de exemplu. Sau făcea, deci prietenii, băieții mei, făceau rost. Deci cam așa. S-a întâmplat să furi ca să faci rost de bani pentru droguri? De furat? Sigur că da. Sigur că da. Prima dată de acasă, tot ce am putut. După aceea, de furat așa concret, de exemplu, de la un prieten sau un cunoscut, așa direct nu am furat, dar am cerut împrumut, știi? După am uitat să dau înapoi. Deci, e un furt, într-un fel, dar nu așa direct. Furat din magazine, tot ce am putut și am vândut. Deci de asta am avut. Îți propun o scurtă pauză în discuție, pentru că aș vrea să vizionăm un reportaj cu părerea oamenilor obișnuiți, un sondaj de opinie. Până la urmă, mulți credem că putem recunoaște o persoană care e dependentă de droguri doar privindu-l pe stradă. Să urmărim reportajul. Cum îți dai seama că o persoană este consumator de droguri? La ochi are... este foarte întunecat la ochi. Capul se dă jos. Se comportă ciudat. Umblă și ciudat, vorbește urât, au privirea schimbată, se mai us la nervi și se trântesc în tine când trec. Dar oricum să deosebesc de restul. Că restul mai liniștit, mai pașnici oamenii. Nu știu, după modul care se comportă cu cei din jur, faptul că în multe cazuri se izolează față de ceilalți. Nu știu, în general, din ce am observat, din oamenii care i-am identificat eu ca consumatori, au un comportament foarte dubios, așa, nu știu, și au anumite ticuri nervoase, am observat, cu, de exemplu, s-agitați tot timpul, sau, nu știu, își fac semni unul altuia prin localuri și asta, am mai văzut și prin Cluj. Nu știu, n-aș putea zice că aș putea spune o etichetă fixă pe cineva ca fiind drogat, dar tot are anumite inclinații, să zic așa. Probabil și din privirea aceluia și sunt persoane mai dezorganizate sau au un aspect mai dezorganizat. Bineînțeles că arată altfel, deci expresie obosită, comunicare agresivă, deci tot ce ține de partea asta de agresivitate, de seamănă cu un om bețiv. Am fost la Olanda odată și am văzut la un sfârșit de săptămână niște tineri așa pe trotuare. Nu era greu să-i recunosc. Dar așa, unul care îi obișnuit să folosească droguri, cred că se vede chiar și pe față și după comportament. E mai nervos așa, de regulă, ca și cel care bea sau fumează prea mult sau consumă prea multă cafea.
În primul rând, aș vrea să mulțumim tuturor oamenilor de pe stradă care ne-au ajutat și ne ajută în fiecare emisiune cu realizarea acestor reportaje. Ianuș, cei mai mulți oameni intervievați, cred că e destul de vizibil când cineva trece pe lângă tine pe stradă și e sub influența drogurilor. Care e părerea ta? Nu e chiar așa, deci din prima vedere nu se poate da seama că este cineva drogat. Dar s-a auzit păreri bune, de exemplu, putem să spunem ochi roșii, agitație, dezorganizat, retras, dar problema este că nu se... Deci, nu putem să eticătăm așa, că vedem că cineva așa sau are ochi roșii, nu. Trebuie să aibă... Bine, deci lucrurile astea chiar așa sunt, dar ne putem da seama numai trebuie să treacă un timp ca să putem să spunem că bine, omul acesta este, adică folosește stupefiante. Deci din prima vedere trebuie să avem grijă. Bun, spuneai că ai început chiar să furi pentru a face rost de bani pentru droguri. Ai avut probleme cu poliția din acest motiv? Nu, deci cu furtul și cu de astea direct nu am avut problemă. O singură dată a fost că am cerut de la un cunoscut un telefon mobil și bineînțeles că am uitat să dau înapoi și în mod normal omul a venit la mine și a cerut înapoi telefonul. Și bineînțeles că eu am devenit agresiv și am tras un pic de gât. Nu, chiar am tras un pic de gât și... El te-a reclamat. Poftim? El te-a reclamat la da, punct. Bineînțeles. Și atunci am fost chemat la secție, dar așa direct nu. Bine, ți-am zis că am furat și din magazine, am fost prins de oamenii de securitate de acolo. Am avut noroc pentru că m-au cunoscut și am trebuit să predau tot ce am avut în buzunare și cam atât a fost. Am avut foarte mare noroc da. Că nu a fost reclamat. Vroiam să te întreb de acest risc de a te îmbolnăvi cu virus care pot cauza boli letale. Mă gândesc la sida sau la hepatita cronică. În momentul da. Când foloseai injectabil drogurile, ți-ai pus această problemă atunci? Nu. Nu. Absolut. Nici nu m-am gândit la treaba asta. Deloc. Prietenii tăi se gândeau la lucrul ăsta? Se fereau într-un fel și făceau analize? Nu. Acele erau de unică folosință? De două ori, da, și de două ori erau din alea vechi, din sticlă. Care se ferbeau. Da. Deci nu, absolut deloc nu ne-am gândit. Nici nu m-am vorbit atunci. Despre asta. Nu. Din punct de vedere fizic, ai observat că începi să te schimbi, să spunem, ai slăbit sau mâncai mai puțin sau ce ai simțit corporal? Da. Prima dată când am ajuns în spital, atunci mi-au zis doctorul că am avut foarte mare noroc pentru că am fost un sportiv răit și aveam, deci fizicul era dezvoltat, deci nu, deci drogurile nu m-a putut să mă dea jos chiar așa de repede fizic. Ai rezistat dar, mai mult. Mai mult, dar am deslăbit, am slăbit foarte mult. Deci în 4 ani m-am făcut vreo 60 și ceva de chile. Spuneai că ai fost internat la un moment dat în spital. Ai fost internat într-un spital de psihiatrie sau un spital Deci de... Nu, am avut... Prima dată nu. Deci am avut o supradoză în spital la urgență, după aceea la psihiatrie. 5 zile am fost local. Supradozele, cum se întâmplă pentru un dependent să ajungă în supradoză? Care e motivul? De exemplu, la mine a fost, deci am fost în sevraj mai mult timp și cum am procurat drogul, nu m-am uitat la doză. Uh-huh. Și am preparat
mult mai mult și din cauza asta a fost la mine. Dar din experiența mea, la o majoritate mare așa este. Din cauza asta se întâmplă. Bine, supradoza în majoritatea este mortală. Eu am avut noroc. A fost nevoie să ajungi la spital și într-o stare gravă, să mergi cu salvarea sau să fii închis într-o secție închisă? Da, am fost găsit odată pe stradă și am fost dus. Erai în comă? Nu chiar comă, dar aproape. Deci ai fost aproape de moarte într-un fel. Da, da. Câte zici? Dar să știi că nu m-a speriat. Facem o mică pauză. Ne întoarcem repede după câteva momente de publicitate.